Miercuri 11 noiembrie, procurorii Deicot Vâlcea împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate au efectuat 6 percheziții domiciliare pe raza județului în vederea destructurării unui grup infracțional organizat și specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică și spălare de bani. Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii că persoanele bănuite ar fi comis mai multe fraude informatice prin intermediul platformelor online, în dauna a 22 de persoane prin postarea de oferte false pe internet, reprezentând diferite bunuri, în special autoturisme. Faptele ar fi fost comise începând cu anul 2016, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 70.000 de euro. Grupul infracțional opera pe 3 paliere, organizate și coordonate de către 2 persoane. Pe primul palier erau implicați membrii care se ocupau de postarea în mediul online a unor anunțuri fictive privind vânzarea de autoturisme, urmând ca sumele de bani să fie virate în conturi deschise în Olanda. Cel de-al doilea palier era constituit din persoane care racolau oamenii ce urmau să deschidă conturile bancare, iar al treilea palier era constituit de membrii grupării care ofereau suport celorlalte 2 paliere prin retragerea sumelor de bani virate de către persoanele vătămate. După efectuarea perchezițiilor, 12 persoane au fost conduse la sediul Deicot, biroul teritorial Vâlcea, pentru audieri.